CSMR Reșița și CSC Dumbrăvița au remizat scor 1-1 într-un meci care a contat pentru etapa a doua a ligii secunde. Reșițenii au intrat bine în joc și încă din primele minute au fost în avantaj pe tabela de marcaj, prin reușita lui Burlacu, scăpat singur cu portarul advers. Soarta partidei a fost consfințită în primul sfert de oră, egalarea oaspeților a venit la doar 10 minute de la deschiderea scorului, golul purtând semnătura lui Cibi. Spiritele s-au încins spre final când Morariu a văzut al doilea cartonaș galben în minutul 76 și și-a lăsat echipa în inferioritate numerică. Cosmin Stan, antrenorul celor de la Dumbrăvița, consideră că echipa sa putea scoate mai mult din această partidă. Îmi pare rău că n-am câștigat. Sincer, îmi pare rău că n-am câștigat și când am rămas cu un om în minus, am avut contraatacul ăsta acum, chiar vorbeam acum cu Zurbagiu, o fracțiune de secunde dacă mai așteaptă, scăpăm 2 contra 1, singur cu portarul. Greu de ratat așa ocazie. Una dintre cele mai mari ocazii ale meciului, dacă nu cea mai mare ocazie a meciului. Dacă o fracțiune de secundă, dacă aștepta și nu se grăbea, puteam câștiga acest meci. Poate era nedrept prin cum s-a desfășurat a doua repriză, pentru că a doua repriză ei au fost mai mult în controlul mingii și au avut ocazii mai multe, dar pe ansamblu, dacă ne uităm și la prima repriză, atâtea ocazii de gol cred că n-am avut în 3 meciuri adunate în deplasare în campionatul trecut, câte ocazii am ratat astăzi. De partea cealaltă, Flaviu Stoican, antrenorul celor de la CSM Reșița, a admis că formația adversă a fost mai pragmatică. Da, în primul rând am întâlnit o echipă pragmatică, o echipă care s-a apărat destul de bine, au avut câteva faze de contraatac pe pierderea balonului, așa al noastră, așa au reușit să și egaleze, am avut mingea în posesie, o pasă greșită, pasă lungă, contraatac, gol. Am început destul de bine meciul 1-0 și am mai avut la 1-0 capul lui Lasco care putea să facă 2-0. Dar una peste alta, să știți că în evoluția echipei se poate și mai bine. Asta le-am spus și asta, acum în vestiar. În urma acestui rezultat de egalitate, ambele echipe au acumulat câte 4 puncte în actuala stagiune a Ligii a doua.